Costin, 50 de ani. Costin are 50 de ani? 50 de ani, din cauza asta am și făcut pauză, deci 50 de ani. La 50 de ani vedeți o formă extraordinară. Nu, cred că au greșit cu certificatul naștere. Nu putea să greșească pentru că este și profesor universitar. O să vorbim imediat și cu Costin, să vedem care e secretul lui. Dimineața. Bună dimineața. Inca mi-a zis că am jucat fotbal, dar dacă mi-ar fi zis atunci că are 50 de ani, nu știu dacă mai intra. Mai avem un lucru în comun. Mai unul? Da, da. M-a apărut pe aceeași copertă a unei reviste. A, de pe coperta Men's Health, ai dreptate. Exact. Acum aștept de mine. În numere diferite. Slavă Domnului că numere diferite. Da. Pe bune, născut în 1967. Cred. Da. 50 de ani în anul acesta și voi concura la Men's Physique. Da. Peste 50. Sper să și găsesc concurenți. Da, cred că sunt foarte... În țară e o problemă, da. Bun, muscular stai foarte bine, asta nu zice nimic, dar tu ai și un look de... Tot timpul ai fost așa, băiatul mai tinerel din gașca? Tot timpul, da. Ești profesor... Universitar. În domeniu? Inginerie mecanică. A, da? Da. Deci nicio legătură cu sportul la școală? Nu, și titlul de doctor tot în științe inginerești. Din 2002. Ești un pachet foarte interesant. Zi-mi din dieta obișnuită. Acum se uită mulți oameni la 40 ceva și zic, mamă, așa mă fac până la 50. Din dieta obișnuită, nuuri, mari nuuri, în ce... Alcool. Alcool, nu. Nu. Dulciuri, nu. Bun. Carbohidrați, numai în anumite perioade ale anului. Uh-huh. În general, foarte multe proteine. Ok. Și foarte mult, să spunem, trebuie să fii foarte, foarte echilibrat. Totul viață foarte echilibrată și odihnă pe măsură și, în general, am o viață foarte dinamică, adică trezit 6 dimineața, okay. 45 de minute alergat, universitate, alte joburi, sală de două ori în perioada asta. Deci nu stat acasă. Nu, echilibru acasă, foarte mult. Am înțeles. Și nu vreau să știu ce faceți. Foarte mare.